Temperaturile ridicate și vremea primăveratică i-au împins pe mulți argeșeni să înceapă curățenia de primăvară prin grădini. Foarte mulți au ales să scape de resturile vegetale prin incendiere, iar acest procedeu nu a fost unul inspirat. Flăcările s-au extins la vegetația uscată, iar de aici s-au pornit adevărate tragedii. Cele mai afectate terenuri au fost în localitățile Bogați, Suseni, Clucereasa și Aninoasa. Din păcate au existat și două victime. A fost vorba despre un incendiu petrecut în Clucereasa. Un bărbat în vârstă de 84 de ani a sfârșit după ce a dat foc resturilor menajere din grădină. Vâlvătaia s-a extins repede la vegetația uscată. Bărbatul a încercat să limiteze propagarea focului, dar a fost cuprins de flăcări. Fiica sa, în vârstă de 55 de ani, a încercat să îl salveze. Nu a reușit și a suferit arsuri la nivelul mâinilor. Zi de foc pentru pompieri argeșeni. Sâmbătă au fost solicitați să intervină la 29 de incendii de vegetație uscată, unul dintre acestea soldându-se și cu două victime, un bărbat care a fost găsit carbonizat într-o grădină și o femeie care prezenta arsuri la membrele superioare, ajungând pentru îngrijiri de specialitate la spital. De asemenea, a fost afectată și o construcție, flăcările ajungând la nivelul acoperișului acesteia. Totodată, menționăm că alte incendii s-au propagat până în apropierea zonelor locuite, la fondul forestier, afectând vegetația din pădure și punând în pericol viața și proprietățile cetățenilor. Polițiștii argeșeni au întocmit un dosar de cercetare penală, iar verificările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.